loc să-l salutăm cu un aplauz. Festivalul a fost deschis de către președintele Consiliului Național Român, dr. Ion Omoran. Am deosebită plăcere și onoarea de a vă saluta în numele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, precum și numele meu personal, și să vă invit la ediția 8-a a Festivalului Copiilor din Voivodina. În cadrul primului spectacol s-au prezentat grupuri vocale, coruri, tarafuri, montaje folclorice, formații de dansuri ale elevilor ciclurilor 1-4-5-8, precum și 35 de soliști vocali și instrumentiști, acompaniați de Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina. Nu particip pentru prima dată la acest festival și în anii precedenți am participat cu corul și cu orchestra, iar în anul acesta am participat și cu dansul. Îmi place foarte mult să dansez, îmi place muzica populară. Festivalul are caracter competitiv, astfel participanții în concurență au fost urmăriți și apreciați de un juriu de specialitate.